Acum am ajuns așa la asta. Parcă nici nu vine să cred că ai gătit. Eu nu te talentele mele ascunse. Știu, care credeam că știu totul despre tine. Sau cel puțin că știu destul de multe lucruri despre tine. Trebuie să lași puțin mister. E mult mai excitant așa. Da. Probabil că ai dreptate. Pentru gel e bun pentru sănătate. Deci tot îl dai la o parte. Încerc să păstrez misterul în relație. E mai palpitant așa? Să nu-mi spui că nu-ți place. Ultima oară când mi-ai gătit ce ți-am spus, îmi place sau nu? Iubito, asta este prima oară când îți gătesc. Am vrut să avem o seară specială. Să luați și flori. Florile tale preferate. Dar nu am flori preferate. Îmi plac toate. În fine, asta e un mare mister pentru mine. Ce anume? Că te-ai la fel de bine exact ca și mă. Mama ta. Chiar nu înțeleg de ce trebuie mereu să mergem să mâncăm la ea când tu ești un așa maestru în bucătărie. Iubito, tu știi că îi face plăcere să gătească pentru noi. Da, da, știu. Îi place să pună pătrunjel în orice mâncare. Dar știi ce îi place cel mai mult să facă? Gogoș. Da, gogoș cu pătrunjel. Nu! Îi place să-mi spună de fiecare dată că fosta ta iubită adoră pătrunjelul. Până și pentru seara asta minunată ai pus-o pe măta să gătească pentru noi. Dacă ar putea mă rătrăvi cu pătrunjel. Dragă, știi că te iubesc, nu? Știu că mă iubești. Tocmai de asta am pregătit ceva special pentru seara asta. Știam eu că nu poți să fii supărată pe mine. Șiii, taci și bucură-te de acest moment. Joseph.